Nervi întinși la limită, cost de mașini de kilometri întregi. Punctul de control bulgar al vămii Negru-Voda a fost azi noapte supraaglomerat după ce vame și bulgare au hotărât să năsprească verificările. Din această cauză, unii oameni au răbdat chiar și 6 ore până să se întoarcă în țară. Oamenii erau plini de nervi. Unii dintre ei au așteptat ore întregi să tragă granița și au rămas chiar fără apă sau mâncare. Dar de ce este atât de mare aglomerația? E un control la vamă, nu știu. Cât ați stat? De pe la 2 sunt. Sunt cozi mari pe partea cealaltă? Da, vreo 2 km. Dar câte ore ați stat? 2 km. Și câte ore ați stat? 7 ore. De departe, cel mai mult au avut de suferit șoferii de tir. Câte tiruri credeți că mai așteaptă? E o grămadă mare. Cam câte? Cred că la vreo 50-60. Unii dintre ei au scăpat de controlul vameșilor bulgari abia în această dimineață, când acțiunea se va termina. Suntem în direct acum cu Cătălina Buzoianu, colega mea, care are amănunte. Bună dimineața, Cătălina! Cum se circulă la această oră prin vamă? Bună dimineața! Ceva mai bine, dar încă sunt câteva zeci de tiruri care așteaptă să treacă prin punctul de frontieră de la Vama Veche chiar și la această oră. Într-adevăr, a fost vorba de un exces de zel din partea vameșilor bulgari, spun șoferii de tir, care mai precizează că au fost controlați foarte, foarte drastic, însă de partea cealaltă vameșii spun că au făcut acest lucru pentru a nu exista probleme și mai mult decât atât au și primit o notificare din partea guvernului bulgar prin care se precizează tocmai că aceste controle să se înăsprească, iar notificarea expiră în această dimineață la ora 8. Autoritățile române speră ca după această oră lucrurile să se îmbunătățească și să nu mai existe astfel de cozi. Din fericire, doar șoferii de tiruri au fost nevoiți să aștepte ore întregi pentru a fi controlați. Autoturismele au trecut mult mai ușor și nu au așteptat atâtea ore la coadă. Cătălina, mulțumim pentru aceste informații.